rămând la aceeași convingere și la același salut pe care mi-a spus fratele Vasile și atâtor altora la care am dat parte la ordinarea lor. Pentru doi dintre voi lucrurile se mai simte, pentru fratele Gaja și fratele Rău, lucrurile pe Dumnezeu și Ioan, lucrurile se mai simte. Dar pentru fratele Veni, acum încerc. Ție îți pot spune cu toată certitudinea, fii binevenit în linia întâi. Apoi, de aici încolo, hai să vezi lucrurile care să fie. Tot ceea ce vreau să spun în mare parte a spus frații, slăvit să fie Domnul, Domnul să vă binecuvânteze, întotdeauna spun bine aici, am apreciat lucrarea care Dumnezeu a făcut aici în mijlocul dumneavoastră, în această biserică. M-am bucurat mult și întotdeauna m-am bucurat și sper să bucurăm în urmă de stabilitatea și de echilibru acestei biserici și de slujitorii și tot ce faceți aici. Însă, în scurte cuvinte, pentru a ne încadra în timpii și în echilibru pe care ceilalți deja l-au descris, pentru cei trei frascuni care sunt aici împreună cu noi, aș dori, dragii mei, să mergem puțin să privim lucrurile în esența lor, spre ceea ce înseamnă cu adevărat slujirea. Parte dintre voi, cum spuneam, deja o știți foarte bine, ați experimentat-o ca și diacon, însă aș vrea în mod deosebit pentru toți care suntem aici, pentru toți, cu precădere, bineînțeles, pentru cei ordinați, aș vrea, dragii mei, să nu uitați un lucru. Probabil viața aceasta nu ne oferă prea multe satisfacții și multe bucurii. Viața de creștin devine din ce în ce mai mult, scumpii mei, pe fundul în care mișcarea și creștinismul devin din una dintre cele mai prigonite religii la nivel mondial. Este tot mai complicat. Probabil ne bucurăm încă de oarecare toleranță aici în Europa prin grija și îndurarea lui Dumnezeu. Europa, ceva parte din America și puțin din Australia. În rest, scumpii mei, creștinismul este o mișcare urâtă, o mișcare prigonită, dacă îmi dați voie să folosesc termen scriptural. O mișcare și o lucrare nedorită de nimeni din lumea aceasta care tot mai mult o privește. Îmi spunea un profesor în urmă cu câteva zile, sunteți, domnule, rămași, sunteți niște epave. Cum de ați eșuat tocmai în secolul 21 și veniți și ne spuneți nouă despre cum va arăta lumea? Mi-a spus, lumea, nu vă spun cum va arăta lumea. Eu vă spun ce se va întâmpla cu lumea și ce va face Dumnezeu cu lumea. Și scumpii mei, noi, voi, dumneavoastră care sunteți aici, slujitorii care sunteți aici cu mine, avem înalta onoare, extraordinarul privilegiu ca din lumea aceasta primisă spre veșnicia chinurilor, noi să-L putem prezenta pe Cel care dă șansă. Și să-L putem prezenta cu adevărat pe Hristos, slăvit să fie Domnul. Pentru slujitori de scumpii mei, pentru cei ordinați în mod special, Cuvântul lui Dumnezeu ne cheamă să construim. Fiți niște constructori veritabili. Hai să mergem, vreau să vă citesc scumpilor din Efeseni, doar câteva cuvinte. El a dat pe unii apostoli, pe alții proroci, evanghelici, păstori, învățători. De ce, scumpii mei, această cohortă puternică cântărită de Domnul? Spune aici, pentru ca desăvârșirea Sfinților să fie făcută, să fie certă. Mai mult decât atât, în vederea lucrării de slujire, scumpii mei, pentru zidirea trupului lui Hristos. Doamne, binecuvântă-ne aceasta. Amin. Acum, dragii mei, de aici, haideți să vedem ce semnificații, ce derivă din toată această afirmație uluitoare a lui Pavel. În primul rând, pentru voi, să aveți certitudinea pașaportului. Să aveți certitudinea pașaportului. Dincolo de a vorbi familiei, soției, copiilor, de a vorbi bisericii, să aveți certitudinea, scumpii mei. Dacă mâine, la noapte sau acum, când mă voi întoarce spre Castelion, nu mai ajung să mai văd familia sau biserica, dar să am certitudinea că am pașaportul la mine. M-ați înțeles ce vreau să vă spun? Dacă nu aveți certitudinea pașaportului, cetățenia voastră, scrie Pavel, este în ceruri. Dacă nu avem certitudinea că suntem mântuiți,
Nu vă apucați de ordinări și de slujiri și de cântări și de predicări și de eu mai știu câte alte lucruri, că nu ne slujește la nimic. Să ai certitudinea, scumpul meu, nu asta de biserică, de imagine cu mâini sus, cum spunea și acest șef și fratele Vasile și lui a zis, noi îmi punem la cum să ridicăm mâinile nouă, cu este frică de moarte. Nu mă refer de faptul că trecem dincolo. Nu, scumpii mei, s-a zburat săptămâna trecută spre pică mea la Zurich și acolo spre Albi, scuturat rău de tot, cum se întâmplă de multe ori. Și soția, era mieră la soția mea lângă mine și lângă soția mea era o doamnă și îmi spunea, v-am auzit vorbind și v-ați rugat când a decolat avionul. L-am văzut pe soțul dumneavoastră, a închis ochii și s-a rugat. Așa că este frică de zbor. Mă, nu, și mie să zbor pe mult avionul, dar oricum, când se întâmplă, fie că mă duc cu mașina de avionul, dacă trebuie să pleci, să ai pașaportul la tine. Și fiecare de aici să aibă aia. Și mi-a spus, Doamne, vă spun multe lucrurile, eu sunt pastor, m-am rugat pentru ca Dumnezeu să fie împreună cu noi, să ne protejeze, dar de ce dumneavoastră vă este frică? Uitați-vă, dacă ne uităm jos, suntem foarte aproape de Pământ. Îmi place întotdeauna când sunt vorbim așa de siropoase sunt lumele. Atunci îl vezi pe om cu adevărata lui față. Este frică de moarte. Se teme. Știți de ce se teme? Pentru că nu are viza, nu a trecut ca la consulat. Nu are pașaportul în mână. Și am spus, stimată Doamnă, dacă acum cade și nu mai ajungem la Zurich, aveți certitudinea că sunteți cu păcatele iertate. Și de acolo a început să-mi spună câte are, câte nu are, câte divorțuri, câte probleme și câte și mai câte. Și am spus la despărțirea din terminal, am spus, Doamnă, să plecați de aici cu un singur gând. Să mă împăcați cu Hristos. Cea mai mare certitudine slujitori spun este aceasta. Ori de câte ori spun soției, călătoresc în Spania foarte mult, mă duc în 8 zile, trece, vine, și spun, iubi, dragă, să nu te apuci acolo cu doliu, cu negre, pe la bulere, pe eu mai știu câte fuste negre și... Nu, noi suntem copii, eu vin din lume. Eu l-am cunoscut pe Hristos, scumpii mei, care transformă și schimbă. Și dintr-un ateu mizerabil și dintr-un om care am urât în special pe penticostal. Că dacă știam atunci, cum vă spuneam de altă dată, că voi deveni păstor la penticostal, probabil mă pușcam cu arma din dotare, fără să ezit. Dar, scumpii mei, ce este important, scumpilor, să plecați de aici cu bucuria pașaportului. Asta care Dumnezeu și la slujitor. Pentru că dacă voi aveți certitudine, aveți autoritate. Și fără autoritate, te pun să predici, da? Te pun să predici. Dar fără autoritate stau duhurile undeva, ce vă spun, deasupra noastră și vor zice, na, și ce-i cu asta? Când te vei ruga și vei proclama numele Stăpânului, să se deschidă cerul. Dar asta înseamnă să ai pașaportul la tine. Să fii sigur. De aveți în lumea aceasta, scumpii mei, în lumea consulară există un ranking al pașaportelor. Le-am citit pe cel din 2017, cele mai puternice pașaporte, funcție de politica guvernelor care le mint, stabilitatea economică, relația de prietenie, de imagine raportată la societate, la evenimentele care sunt lângă mine. Sunt mai mulți factori. Și sunt acolo câteva pașaporte care sunt foarte scumpe. Se dobândesc greu. Pașaportul canadian, elvețian, Noua Zeelandă, norvegian. Sunt pașaporte care greu intri să le obții. Și mă gândeam, scumpii mei, mă uitam în pașaportul nostru. Și, mă rog, e undeva acolo și el. Și mi-a zis, Doamne, atunci când citeam acest top, hai să-l numesc așa, mi-a chemat fiica și i-am zis, vezi ce har avem, să avem cel mai scump pașaport de pe Terra. Și din universul acesta ne dă dreptul nu doar să plecăm dintr-o țară în alta, ci să fim transformați, schimbați, dragii mei slujitori, să aveți certitudinea
clară și concretă că dacă plecați de aici în momentul următor, scumpii mei, sunteți mântuiți. Și vă întâlniți cu Domnul. De aici, celelalte lucruri sunt simple. Pentru că un mântuit care investește în mântuirea lui, are mare grijă cum se comportă cu dialogul cu Dumnezeu, cu rugăciunea, are mare grijă cum se comportă cu pregătirea, dacă îmi dați voie, din cuvântul lui Dumnezeu, are mare grijă cum se va raporta față de soție și de copii, pentru că e foarte important pentru un slujitor să aveți mare grijă, deja parte din voi știți, copiii slujitorilor dintr-o dată devin ținte, ei devin repere, ei devin, nu știu, standardele de croitorie, cosmetică, frizerii, câte și mai câte sunt acolo și sunt evident deja arhicunoscută. Păi dacă popa face așa, dacă lui popa pot nu spunea cineva, eu de ce să pot? Și dragii mei, să aveți foarte mare grijă, pentru că având mântuire, din ea rezidă autoritatea slujirii voastre. Și pe baza autorității aveți, scumpii mei, capacitatea să creați linia. Mai mult decât aveți, scumpilor. Să aveți certitudinea dialogului onest cu Dumnezeu. Întotdeauna după ce, sau în mod special, după ce m-am întors la Domnul, să mai bine zis Dumnezeu, a avut milă și har de un nevernic ca mine să mă întorc la El. Ce am făcut prima și prima dată, m-am dus și am spus, mi-am cerut iertare mamei mele, am adus un pic de Biblia masă. Și le-am tăiat cu foarte cald. Aveau foarte cald, le-am tăiat pe toate și am zis, acum să văd unde mă rog ție o căință altă Biblie. Că nu știu ce se întâmplă cu voi, să ce chis pe cartea asta și nu mai cătați. Uite, eu, toate cărțile ce le-am aici în bibliotecă, m-am apucat de ea, am citit-o, am încheiat-o, am pus-o în bibliotecă și este gata, am acolo. Dar zic, voi ce toată ziua, citeți acum și nu mai termină. Și când am înțeles de ce mi se termină, pentru că spune cuvântul lui Dumnezeu, Pământul, Cerul, Universul, oamenii vor trece, dar cuvântul lui Dumnezeu rămâne stânca și puterea noastră, scumpii mei. Să aveți o deplină certitudine a unei comunicări prin cuvântul lui Dumnezeu împreună cu Dumnezeu. Și mai mult și am spus, mamei mele, mamă, îmi pare atât de rău, nu cunosc Biblia, decât din ceea ce mă puneau cei de la Colțul Roșu să studiez, iau anumite personaje ca să pot să-i atac pe credincioși, să le dezmitificăm, spuneam noi, oamenii și personajele. Dar vreau să vă spun, scumpii mei, că autoritatea pleacă din relația voastră cu Dumnezeu. Să o aveți vie, activă și spui, Doamne, am pașaportul, am dreptul acesta pentru că mi-ai dat dreptul să mă fac copil al tău. Am pașaportul ceresc, sunt mântuit, oricând plec de aici, am văzut la tine. Dumnezeu, vorbiți voi cu El. Vorbiți în mod direct cu El. Certitudinea dialogului să vă caracterizeze, scumpii mei. Dacă ești pe mașină și trebuie să te rogi pentru un caz, odată m-au oprit, scumpii mei, într-o noapte moșo și undeva acolo, în zona Pirineilor, veneam de la Sorsona și, într-adevăr, a fost din lumea, m-am dus într-un 888, așa, cu mașina, căutam ceva, botelea, aveam sticla cu apă, și n-am fost atent, că mi-a scăpat puțin poate, aveam un titlul destul de mare, logic, când m-au văzut și mi-au dat traiectoria, a zis, omul ăsta e beat, m-au coborât de mașină, dă-i cu degetul, dă-i cu ochiul, cu pixul, m-au uitat, m-au pus să stau într-un picior, dea și un popostel, că eram acolo, dintre mai grasul de mine, cum copul, dar băi, imaginați-vă ce peisaj, dar Dumnezeu, dincolo de toate, aveau un om deosebit. Și mă întreabă șeful dispozitivului, că era vreo nouă mașină acolo, bine, era un filtru, mă întreabă, dar de unde veniți noaptea la ora 3? Eu sunt pastor. Eu era la o biserică evanghelică din Sorsona, de aici, din Pirinei, și mă duc acasă, în Castelion. Ce sunteți cura, nu sunteți cura, din ce am înțeles el. Mai ales că acolo sunt interesanți, au o idee despre Dumnezeu foarte interesantă. Da. Și ce faceți acolo, m-a întrebat, zic, ne rugăm pentru oameni să fie mântuiți și vindecați. Știți ce m-a întrebat unul acesta? Dar pentru fiica mea ați putea să vă rugați. Este bolnavă de 9 ani.
Și medicii nu știu, n-am nicio șansă, nu, nu-mi dă niciun rezultat. Și am zis, stimate domnul, dați-mi un cerbețel. Eu am să mă rog, am să fac tungere cu undele pe acest cerbețel. Și cuvântul lui Dumnezeu ne spune că dacă vă mărturisiți tare și doriți cu adevărat să vă întâlniți cu Dumnezeu, Dumnezeu poate să se atingă și poate să vindece. Cine suntem noi oamenii să ne punem lui Dumnezeu modul de lucru? După ce mă plimbară pe linia albă, mă fac multe cerbele, să pun mâine, să... De fapt, Dumnezeu asta îl interesa. Dar vrea să lucreze cu tine când îi te aștepți. Fii pregătit oricând. Fii pregătit oricând. Și atunci, scumpii mei, cred că undeva la vreo 6 luni sau 7 luni în distanță, frații, a fost sunat un frate din Solsona, și unul dintre frații care au fost acolo, zice, frate Mihai, v-ați rugat într-o noapte pentru cineva de la, pentru un agent de la Bosfăș. Da, cred că, da, știu că v-ați scăzbiat și nu știu ce m-am pus să fac. Provela pentru fiica lui. Deci, uite, am primit un mesaj. Am primit un mesaj. Pentru un român care îi cunoaște și care locuia acolo în Buisona, lângă Solsona, la vreo 30 de minute, și a spus, transmite la evanghelicii aia, că de când s-a făcut rugăciunea aceea, noaptea aceea, fiica mea mănâncă normal. Nu s-a vinut, este pe ori minte, că n-am înțeles, n-am avut de tari ca multe, am încercat apoi să arăt și încă continui să mă interesez, dar mănânc normal, ceea ce era imposibil. Îmi spunea omul acela, cât era el de îmbrăcat în uniforma lui și cu bonetea lui pus acolo, eu știu, interesantă, cu a început să plângă. De ce? În buia a lui. Și avea nevoie de cine? De tine. De tine, de voi, de noi. Fiți ca slujitori lui Dumnezeu, credeți oricând să plângiți. Scumpii mei, aliații care îi aveți, în primul rând, voi înșivă. Voi înșivă. Să nu uitați. Uitați ce spune Petru. Hai să vă citesc. Avem aici scris așa, scumpii mei. Unde suntem? Mergem aici. Spune așa. Astfel, da, suntem la unul pentru capitolul 4. Astfel, da, fiindcă Hristos a pătrimit în trup, înarmați-vă și voi cu același fel de gândire. Să gândiți ca și Hristos. Urmați, dar pilda lui Dumnezeu. Scumpii mei, și mai mult decât atât, ceea ce vreau să vă mai spun aici, spune așa. Suntem la 1 Ioan. Vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl? Ca să ne numim? Dragoste ți s-a dat. Dragoste să dai. Și mai mult decât atât. Tot Petru, scumpii mei, ne spune aici. Voi, ca niște pietre vii, sunteți sidiți ca să fiți o casă duhovnicească. Sunt calități speciale. Sunt calități speciale. Nu vi le dă, scumpii mei, doar o simplă, ordinare cu punerea de mâini. Vi le dați voi înșivă prin relația cu Domnul. Deci, în primul rând, să aveți certitudinea mântuirii, să aveți pașaportul la voi, să-l aveți acolo în suflet, să aveți viza cerului în orice moment și în orice clipă. Dacă n-ai această siguranță, nu te apuca de nimic. Revin-o la cota zero și spune-ți Dumnezeu căzut pe genunchi, Doamne, ce vă fac, că nu sunt sigur. Și de aici toți care suntem. Că știm că cânta frumos și predica și ne-ar mântăm pe păduburi la nieță, să vedem pe acolo vestiți, vestitori. Mă, spun că mi-am ajutat, nu știu la nimic. Relația aici, în noi, în mine și în tine, pentru că Domnul astăzi a împăcat prin moartea Lui, prin răstignirea Lui. Prin ce, pe cei doi și vrăjmășia a fost înlăturată, folosește această alianță deosebită și mântuiește sufletul. Aveți apoi, scumpii mei, o altă responsabilitate în ceea ce înseamnă pregătirea voastră. Eu sunt un adept al pregătirii academice. Bătrânii noștri ne spuneau când am intrat într-o biserică pentecostală, prima dată și prima dată mi-era frică, se zvonea pe acolo prin Arad. Vezi că dacă mergi acolo la pocăiță, te vin pantine fanfara pe tine, te prinde, te înconjoară, te aruncă undeva într-un colț și atâta îți dă și capeți până să te pocăiești. Și vă dați seama când am intrat acolo și culmea cel mai bun prieten pe care l-am acum, este în Phoenix, în Arizona,
Omul acesta era unul dintre liderii de fanfare, vine direct la mine și spune: bine ai venit în mijlocul nostru. Zici, stai mișchit, stai cu minte, o lungime de braț și cu un cot. Pentru că n-ai voie să te apropii mai mult, este lungimea, distanța regulamentară ca să intre un copil. Știu eu ce trebuie să faceți. Lasă-mă că mă duc eu așa frumos, pe teren îngăzit, m-am dus și n-am nevoie nici de scaune, n-am nevoie de nimic. Mă duc eu frumos și stau acolo. Omul s-a uitat la mine, zice, măi, Mihăiță, bun, s-o fi gândit ăsta la familie. Dar ce fi bine venit în casa noastră. Când am văzut că sunt de dragoste, mi s-a arătat. Când am văzut cum oamenii aceia au venit la mine, erau colegi de-ai mei, de liceu, scumpii mei. Am văzut parte din ei, i-am batjocorit în timpul serviciul lor militar. Ne cunoșteam din cartier. Când ne-am văzut și știau bine cine sunt. Mă cunoșteau bine, mai ales puțul de care v-am spus. Știau foarte bine cine sunt. Și a venit la mine și mi-a spus: fii binevenit în mijlocul nostru. Să fii întotdeauna pregătit. Să fii întotdeauna, spune, cum vă spuneam, investiți. Și când am ajuns acolo, spunea un frate, m-am pus în el: ai ceas! Vostok. M-am dat, rusesc. Ăla care, calada, ca și mașina ala, nu se defectează niciodată. Bine că nu mai avem. Și el zice, auzi, să știi că numai mândrii au ceas. În casa lui Dumnezeu nu avem nevoie de oameni cu școală. Îmi uita la el, ce contrast între ce spune atât cu ei, care venise să-mi spună un bun venit în casa Domnului și omul pe care m-a așezat. Nu o să-mi dă, zic, dar dumneavoastră, cine sunteți? L-am întrebat, m-am gândit, probabil de asta îmi place pe scandală. M-au adus aici și probabil asta îmi încercă, dar zic, eu sunt un pas și nu vreau să am probleme, nu sunt probleme, vă rog, nu vreau să am nimic pe de face cu dumneavoastră. Ei, scumpilor, desigur, după aceea, cunoscând și Astine, întotdeauna am spus, și spun și copiilor mei și vă spun vouă tuturor, trăim într-o țară unde puteți să învățați statul de bani să facă școală. Faceți-o scumpii, nu vă lăsați sub nivelul celor din lume. Avem atâtea posibilități, părinții de-au dat de toate, de la sofa cele mai elegante și apartamente frumoase în care putem să stăm confortabil cu computere și cu telefoane și cu detecte avem. De ce să fim sub nivelul inima să văd creștini care discută cu atei și să văd tineri că n-au argumente să le aducă împotriva unuia care habar n-are ce înseamnă Biblia. Și stă și să uită mâine și zice, de ce nu ai spus ceva? Păi zice, frate, păstor, eu ce să știu să-i spun? Păi spune-i pe limba lui că ai crescut în țara asta, vorbești limba lor, gândești pe limba lor. Cum n-ai avut ce să-i spui? Tu n-ai avut ungere și călăuzire de sus că ești fiul de Dumnezeu. N-am iubit lume așa. Scumpii mei. Trăim într-o lume care informația acum nu se mai transmite cu telegrame. Și mai văzut, Doamne, amintiți, frate, scomnate, știi? Scriai câte o telegramă, venea postașul, era cea mai fulgerătoare metodă de a comunica. Acum e simplu, ți-a luat bucățica de plastic cu fier pe ea, ai bătut acolo cu dea și nu știu gata. Ei, învățați că trăim într-o lume în mișcare, într-o lume care se mișcă cu o viteză uluitoare spre ea. Și voi și noi, care suntem aici, avem datoria să-i scoatem pe cât putem, scumpii mei, din traiectoria morții și să-i ducem în hambarele lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne la aceasta! Amin. De aceea, pregătiți-vă, totdeauna când mergem în casa unui slujitor, știți ce caut prima, așa cum sunt de barbere. Dar prima dată caut biblioteca lui. Mă uit spăt după cărțile lui. Ce cărți are? Să vedem ce citește, mă uit, dacă le are logic. Mă duc să văd ce prezentare face, cum ne are. Și cineva îmi spunea, zice, frate, știu ce cauți, mi-a spus, dar a fost bine informat. Deci știu ce cauți, dar le-am pus într-un sac. Ce le-am pus într-un sac? Pentru că m-am pocăit și am spus Domnului că mie cărți nu mai trebuie. A zis, vede și spune Domnului să-ți dea cărți bine, cuvântate de Dumnezeu. Atâtea timpuri de cărți, atâtea cărți cu mine care ajută și doar tine. De aceea, scumpii mei slujitori, șlefuiți-vă nivelul de competență, de pregătire, acolo unde se poate. Angajați-vă academic și studiați cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că îl onorați într-un mod special. Apoi mai aveți doi aliați puternici pe lângă ceea ce faceți voi.
familia, soția. Întotdeauna le spun slujitorilor, atunci când spun că e de vorbă, nu mă urmă cât de frumos predică. Vorba aceea, la un moment duci, te pregătești cu puțin talent, cu oaie și care gestică, îți faci o freză bună, nu știu cât cer, pune fiecare băț, rate frumos, se uită pe internet, mai ia de acolo, mai ia de dincolo și își încropește o schiță acolo, o pune rapid și ne spun niște cuvinte, dar nu mă urmă, o, vezi, extraordinar. Înainte însă de a face aceste lucruri, când ordinăm, sau când chem, și cine acum suntem în faza de pregătire a doi diaconi, întotdeauna mă uit la soțiile lor. Foarte mulți slujitori ai lui Dumnezeu au fost coborâți, scumpii mei, de pe platforma slujirii unde Dumnezeu i-a vrut, pentru că nu i-au înțeles, nu au acceptat, îmi spunea un personaj din, de genul acesta, zice, frate, mie dacă mi-i mai duci mult, la plimbări de astea, să știi că o să ai probleme cu mine. Am zis, oră, probabil nu să te ieși bine zan, nu știu, supa, nu știu care a fost problema ta, dar aici ne vorbim despre slujirea lui Dumnezeu. În loc să fie un sprijin pentru soțul tău, principiul fundamental al slujirii, în spatele unui slujitor puternic, în spatele lui, de multe ori stă o soție binecuvântată, care este dar de la Dumnezeu. Și deasupra amândouă cu mâinile ridicate, ce bărbaților, când ridicați mâinile spre cer, să aveți mare grijă slujitori, ca nu cumva să vină vreun înger să zică, să se dea peste mâna, ține mâinile jos în buzunar, când pe tine și nevasta ta sunt probleme mari. Pentru că atunci slujirea nu are nivelul de competență pe care îl vrea Dumnezeu de la noi. De aceea să aveți foarte mare grijă soții scumpe care sunteți aici, rugați-vă în mod sistematic, nu doar când pleacă la drum, nu doar când se pregătește pentru o ungere, nu doar când trebuie să facă o anumită lucrare. A spunea cineva un frate, zice, frate, acum pot vorbi liber și independent, soția mea nu este sara. Și spunea zis, frate, este foarte important să nu uiți că Dumnezeu este sara. Și dincolo de el, și dincolo de prezența lui fenomenală și deosebită, maestoasă, este biserica lui. Ai mai grijă ceea ce ai să spun. Dar întotdeauna, scumpilor, aveți mare grijă soții scumpe, aduceți în rugăciune pe soții voastre, în mod sistematic. Apoi aveți sprijin biserica. Iubită biserică, deja fratele Trifan aici a amintit și a conturat foarte bine, nu vreau să mai intru în alte date, este suficient. Rugați-vă pentru slujitorii pe care Dumnezeu i-a îngăduit să-i aveți, să-i alegeți și care vă slujesc cu toată dragostea. Rugați-vă pentru ei. În mod special când sunt chemați la ungeri cu unt de lemn, când sunt chemați pentru rugăciuni în vederea vindecării, în mod special atunci când au acte de cult importante, cum este cina Domnului, toată biserica să se roage pentru a acorda din partea lui Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, autoritatea celor care sunt în slujire. Pericole. Sigur, desigur, ar fi foarte multe de spus despre problema, dar succint, conturativ. Pericole. 1. Mândria. Nenorocește, n-are scrupule, și vă nedecinează rândurile. Mândria. Vezi, Doamne, cine suntem noi? Vă garantez, nimeni și nimic fără Hristos. Mândria este un pericol. 2. Imoralitatea. Aveți mare grijă, scumpii mei, în slujire. Întotdeauna sondați bine terenul din fața voastră. Să nu vi se întindă curse și capcane. În linia întâi, să domnul, să aveți mare grijă. Vorbesc din propria experiență. Un pas greșit călcat pe mine te poate nenoroci pentru toate vieții. Din punct de vedere al slujirii. Mare grijă ce vorbești, cu cine vorbești, mare grijă la prietenii care țin pe casă, mare grijă la cafeluța aia care de așa, eu, să știți, m-am lăsat de aia, mi-am fără că se poate bea un ceai, nu bea un ceai, se poate bea un pahar cu apă, storciul lămâie de el, este sănătos, și apă e
încercat ea să nu te întinzi ca pe la aia, care farmecul acela ei te magnetizează, te învârne așa frumos cu aroma ei și încep, și încep. Păziți-vă gura. Dacă cineva nu greșește în vorbire, este un om de desăvârșit. Aveți mare grijă să nu vorbiți în prezența copiilor probleme din biserică, din slujire și mai ales despre alți colegi de-ai dumneavoastră aflați de aceeași parte a baricadei. Mare grijă! Un alt pericol, pe lângă mândrie, imoralitate, iubirea de bani, banul. Banul ca și amor, ca și dragoste. Nu banul ca și formă de schimb și de trai, prin schimbul pe care îl face. Să aveți foarte mare grijă, scumpii mei, să nu vă lăsați induși în eroare. Am întâlnit, din nefericire, cum este cazul și mijlocul, slujitori care au spus, merge, acum așa, așa este de unde. Și scumpii mei, istoria ne demonstrează că este o compromitere pentru totdeauna. Aceste trei mari pericole, vă rog să le aveți, deci, în lista de combatere, care o aduceți în rugăciunea personală. Mândria, nu suntem nici mai deștepți, nici mai frumoși, nici mai interesanți, nici mai extraordinari. Suntem, scumpii mei, poate de multe ori priviți ca țintă și se trece peste noi. Zic mulți, am auzit o expresie, eu nu sunt de acord cu ea. Slujitorul este ca un preș, nouă, scumpii mei. Hristos n-a fost preș niciodată. Și nici copiii lui nu sunt preși. Sângele se pune în stânga, în dreapta ca limită și deasupra ca și sfințenie. Ăsta este sensul, scumpii mei. Dar pe pragul de jos, creștinismul n-a fost întins niciodată. Și n-a fost dărâmat de nimeni. Domnul a spus, Petre, pe tine voi ridica acest edificiu. Și porțile locuințe morților. N-a vorbit lui. Cine, dragii mei, spuneți-i Domnului, Doamne, tot ce vreți, o frumoasă cântare. Eu nu sunt întărez, nici nu vreau să cânt, ca să nu vă spun ziua. Știu ce? Îmi vine nici așa să o fie, ca să fie pot. Dar nu este frumos să fie în biserică. Toată energia mea pun la dispoziția ta. Ia-mi, Doamne, mâinile, ia-mi, Doamne, mintea, ia-mi, Doamne, picioarele. Aveți mare grijă ce faceți cu trupurile voastre. Până ai trup și până ești în formă fizică, pune-te la dispoziția lui Dumnezeu, nu-ți bate joc de trup, pentru că e templul Duhului Sfânt. Și pe cel care va nimici templul lui Dumnezeu pe acela, scrie Pavel, va nimici Domnul. Pentru toți, valabil, nu trăiți și faceți din trup orice. Și apoi, după 50 de ani, vai de noi că suntem, eu știu, nu ne mai putem mișca, înțelege ce frate, zice, asta e legea vieții, nu, nu, nu. Lungimea vieții lui Dumnezeu, dar calitatea atârnă de modul în care respectăm principiile Lui. Dacă aplicăm principiile Lui Dumnezeu, dacă ești cu inima veselă, oasele îți vor primi sănătate și binecuvântare. Dacă vei gândi așa cum gândește și vei avea gândul lui Dumnezeu, mai ales ca și slujitor, nu te lăsa cuprins de lenevie, de inactivitate, nu te lăsa compleșit și de tot felul de dureri și de stres. Pentru că stresul te nenorocește. Să nu crezi că vei rezolva toate tainele Universului și toată răbirea Bisericii stă în tine. Nu! Tu ești doar un contribuent care poți să duci spre oamenii spre acest frumos eveniment. Dar Dumnezeu îl va rezolva. Tu fii la dispoziția Lui. De aceea, scumpii mei, Domnul Dumnezeu să vă dea putere, biruință și har! Aveți mare grijă, altarul casei să fie construit bine, ce deja vi s-a spus, multe știți, suficiente, sunt ferm convins. Aveți grijă de voi. Pentru că este Hristos în voi. Și dacă ai grijă de tine, ai grijă de Hristos cu care este în tine. Și Hristos în noi, avem nădejde. Doamne, în muntele Sionului, lasă cu adevărat har și binecuvântare. Amin. Și prin ceea ce astăzi se întâmplă aici, Dumnezeu să trezească tot la gata. Amin. Și românii care mai sunt scumpii mei, se ducă Dumnezeu aici în muntele Sionului și să-i mântuiască și să vă binecuvânteze. Și chiar cu sus și să nu vă lăsați în numele Lui Hristos. Amin.